Pizza Tycoon Pot spune clar trei lucruri despre Pizza Tycoon. Este imun la piraterie, este un joc educativ și dacă nu l-ai jucat nu te poți numi un gamer. Ultima declarație nu mi-a mie, ci lui Claudiu. Datează de prin 2006. De la o emisiune în direct pe internet despre acest joc. Reacția mea a fost cam în așa fel. Status pe Messenger. Lumea încă mai folosea Messenger atunci. Yahoo Messenger. Descarc Pizza Tycoon ca să dovedesc că sunt gamer adevărat. Ceva ce vă încurajez pe toți să faceți pentru că jocul este literalmente abandonat. Nu-l mai vinde nimeni, a fost publicat de Microprose, nu cred că dă doi bani... Hasbro, Atari sau ce nu mai era acum pe el, iar producătorul nu mai există din 2002, compania fiind înființată în anul glorios 1987 în Germania. Normal că este un joc german, este un simulator de făcut restaurante și pizza. Doar un neam s-ar putea să conceapă asta. De asta nemții acum produc Farm Simulator și altele și au succes. E un forklift simulator pe acolo. Un simulator de forklifturi. Un cuvânt cu care eu și profesoara de engleză ne-am bătut la cap să-i găsim o traducere în română. ostivuitor sau ceva, e cam tot ce am găsit, similar. Chestie cu furculițe care ridică palezi nu a mers, e prea lung. Dar înapoi la joc. Pizza Tycoon este unul din acele jocuri care combină o simulare economică competent făcută, interesantă, profundă, detaliată, cu o tentă așa mai umoristică, ce poate că a fost mai populară în jocuri precum Team Hospital, dar Pizza Tycoon este mult, mult mai vechi de atât. Datând din anul 1994, în timp ce Team Hospital a fost lansată abia în 97. În funcție de cum îl joci, la liber, un scenariu sau campania, vei putea alege un oraș din lume în care să-ți faci tu un restaurant propriu. Fiecare orășel este vioi, este plin de mașini, are clădiri care chiar au funcții, ai biserici pe acolo, ai alte magazine, ai bănci, ai lucruri, lucruri de tot felul. Și nu poți să-ți faci direct un magazin unde vrei tu, nu e un joc atât de simplu. Este iarăși un simulator. Mai întâi trebuie să vezi dacă este vreunul de vânzare sau pentru închiriere. Apoi vezi ce companie imobiliară se ocupă de el. Apoi te duci la bancă și e un împrumut. Sau dacă nu vrei să vorbești cu banca, te poți duce la niște băieți așa mai descurc căreți, mai într-o aleie, să le ceri și lor așa un bănet, puțin, așa de urgență. Dacă nu-i dai înapoi, se cam supără pe picioarele tale. Și după ce ai banii, telefonezi, agenție imobiliară, care de obicei arată ca un vampir sau o insectă, sau ca un fel de Michael Jackson, care cumva e mai înfiorător decât cel din lumea reală. De aici venind tenta umoristică a jocului. Totul era atât de caragios, dar

caragiozitate, era un simulator economic foarte bine făcut. După ce cumpărai magazinul, nu era terminată niciun caz treaba, o nu, nu, era abia începutul. Trebuia să-l mobilezi, trebuia să pui mese, trebuia să pui scaune, trebuia să le cumperi de la magazine individuale, fiecare cu propria sa calitate, stil, puteai să pui chiar și cresii noi dacă vroiai, poate și covoare, puteai să pui decor, puteai să pui un arcade de pinball, de Space Invaders sau ceva. The Final Fight, dacă vroiai, ca să îndreția și atmosfera. Apoi trebuia ca să iei cuptoare, trebuia ca să angajezi personal, trebuia să angajezi ospătari, bucătari, manageri. Trebuia să cumperi ingrediente pentru fiecare pizza pe care o faci și puteai să faci câteva sute pe zi chiar la anumite nivele când progresai. Puteai chiar să extinzi restaurantul cu mai multe camere ca să ai mai mult spațiu pentru gătire, pentru clienți, pentru de toate. Aveai statistici peste statistici cu previziuni de producție de randament. Puteai să setezi managerii, cum să se comporte cu angajații lor dacă nu erai tu acolo ca să micromanageriezi treaba. Dar mai important, mai presus de toate, și ce vine în partea la care este un joc educativ și imposibil de piratat? La vremea sa, adică era imposibil de piratat. Ca standard, nu sunt rețete de pizza în joc. Trebuie să le faci tu, de la zero. Ți se dă numele și atât. Poți să faci tu o creație complet originală. Însă, dacă nu faci o pizza care chiar este bună, nu o va cumpăra nimeni. Iar pentru rețetele cum ar fi pizza Margherita sau cum ne mai spune, sunt rețete luate din lumea reală pe care le găseai în manualul jocului cum sunt făcute pas cu pas. Dacă nu respectai acea rețetă atunci, nu cumpăra nimeni acea pizza. Absolut nimeni. Aveai chiar la final, după ce găteai prima ta pizza, câte un juriu, fiecare prezentând câte un scor pentru ce ai făcut. De obicei era 0. Sau hai bine, poate mai scoteai pe acolo un 2 și în 0. Acum că avem internet, rețetele sunt mult mai ușor de găsit. Sau dacă ești un bucătar adevărat, probabil le știi deja pe aceste rețete, dar dacă nu le știi înainte, felicitări! Pizza Tycoon te-a învățat ceva, te va învăța cum să gătești rețete clasice de pizza. Și cam este un simulator și în acest aspect, nu doar și el economic pentru că ai zeci de ingrediente doar pentru fiecare categorie în parte. Ai legume, vreo câteva zeci, ai cărnuri, brânzeturi, fructe chiar. Poți vinde parcă și salate separate. Nici nu mai știu sigur. Predominant nu știu sigur multe chestii despre jocul ăsta, pentru că vedeți voi... Am dat faliment mereu, într-o săptămână. Cât l-am înșucat, pentru că nu aveam la vremea rețeta pentru pizza, nu puteam să vând nimic. Nu mi ieșea absolut nimic cum trebuie. Și, pentru că tot cumpăram chestii, pentru că trebuia să plătesc salarii, pierdeam bani și dădeam faliment. Dar erau și alte moduri prin care aș fi putut să strâng bani dacă eram mai atent. Primul ar fi ca să mă duc la niște indivizi așa mai motivat să stea în alea întunecate și să-i întreb dacă au cumva niște slujbe de care trebuie să se ocupe cineva și spuneau la ora X în ziua Y fi în orașul Z ridică de acolo pachetul Epsilon și adul din coace. Îți dăm 3000 de dolari pentru asta. 3000 nu era puțin, adică cu 3000 puteai să cumperi un cabinet de Final Fight, parcă. Dacă nici asta nu era destul pentru tine, atunci mai aveai alte opțiuni, cum ar fi să cumperi, pe un pistolaș, un, popușcă. Iar înainte de ora 9 dimineața, când se deschideau magazinele, atât a rivalilor tăi, alte pizzerii, cât și altor consignații din jur, Puteai să oarecum intre pe acolo cu forța să jefuiești locul, puteai fi arestat pentru asta, sau măcar amendat, dar puteai să faci asigurare pentru liability, puteai să faci asigurări multiple în șocul ăsta, adică puteai să fii chiar tu șefuit de angajații tăi pentru că aveau o statistică de încredere. Aveau foarte multe statistici! Deci, olelei, XCOM nu avea atât de multe statistici la soldați și e bine! pentru că sunt grozave, sunt de meticulos făcute, adică sunt atât de multe bare pe care vrei să le vezi făcând să verzi. Dar înapoi la ideea cu ilegalitate, dacă nici asta nu era destul pentru a-ți crește venitul, mai puteai să faci un lucru, cum ar fi să cauți nu chiar prin alei, dar din alei mai aflai pe unde sunt niște indivizi care vând și așa niște înghețată și când spun înghețată fac un semn de ghilimele în aer cu ambele mâini când spun înghețată l-am făcut din nou aveam mai multe arome înghețată asta cum ar fi capșuni, vanilie, ciocolată, lămâie și nu era tocmai înghețată fiindcă era importată de obicei din Liban sau de undeva erau chestii precum aruncătoare de flăcări, de rachete, bombe, pe care le puteai trimite ca două competiții tale. Asta dacă să le plantezi niște șobolani în timpul unei inspecții era prea mult. Desigur, dacă faci chestii ilegale, poți fi prins de poliție și le poți dacătomita. În esență, ceva ce trebuie înțeles. Dacă există un joc cu italieni, la un moment trebuie să apare crimă organizată pe acolo. Iar asta nu este o excepție. Chiar o face bine. Este un joc, vă sincer, ar putea fi parțial considerat un joc cu pirați, pentru că poți face multe tâmpenii ilegale în el, cum ar fi furturi. Tematica, adică, nu tot matematic dar mecanic aproape. Dar pot să fii un negustor cinstit, un producător cinstit, onest, care încearcă să-și dea seama de ce nu vine nimeni la el ca să cumpere o pizza. Păi, și ce dacă a făcut o pizza ce este în totalitate formată din herring? Un herring, adică literalmente un herring pus acolo și nu-l cumpără nimeni, pentru că cine ar cumpăra o pizza făcută dintr-un singur herring, nici măcar tăiat. Nimeni! Și de da faliment. Producătorul a făcut în anii următori și două continuări pentru el, Pizza, tai, bine, pizza Connection 2 și Pizza Syndicate. Numele său de bază era Pizza Connection, dar Microprose i-a spus Tycoon în afara Germaniei, pe care nu l-am jucat încă. Nu știu dacă sunt la fel de bune ca primul. Iar primul, sincer, este bun. Este grozav. Are profunzime în el, adică o să-ți prinzi urechile grav la început, dar e atât de drăgălaș, îți dă de multe opțiuni și are un detaliu atât de plăcut în simularea sa încât te atrage. Vrei să știi de ce de faliment, vrei să știi cum să faci o pizza, vrei să vizitezi oponentul tău cu o înghețată de vanilie, ca să vezi efectul. Iarăși, nu puteți să cumpărați pizza ta cum cam de nicăieri, dar, cred, sau că sunt destul de sigur că este predominant oarecum abandonware, așa că ei, hey, e pe abandonia. Are vreo 2 mega. Mai e bine să-l joace cineva decât să fie uitat, pentru că în niciun caz nu este un joc care trebuie să fie uitat.